Sunt vești cât se poate de bune și pentru orșoveni în 2014. După ce, prin implicarea președintelui PSD Mehedinț Adrian Duicu, taxele și impozitele pe care le achită severinenii au fost menținute la același nivel, modelul a fost implementat și la Orșova. Astfel de măsuri nu trebuie luate doar în anii electorali. Populația trebuie protejată și nu împovorată, a precizat președintele PSD Mehedinț Adrian Duicu. Foarte importantă este problema taxelor, impozitelor, apei, salubrității și gunoiului în oraș. Nu e an electoral și nu pentru că e an electoral. Sunt convins și suntem convinși cu toții că nu se trăiește foarte bine. Și nu mi se pare corect și mesajul meu și garanția mea e că anul acesta nicio taxă în Orșova nu va fi mărită. Apă, canal, salubritate, gunoi, taxe și impozite. Mai mult de atât solicit consilierilor, așa cum e și la turnul Severin. Știți foarte bine că ați văzut la turnul Severin, că nicio taxă s-a luat hotărârea și decizia politică, ca nicio taxă și niciun impozit pe anul 2014 să nu fie mărite. O altă veste cât se poate de bună pentru orșoveni este aceea că președintele PSD Mehedinț Adrian Duicu a cerut majorității USL din Consiliul Local Orșova să reducă taxele și impozitele pentru persoanele cu venituri mici, proiectul de hotărâre urmând să fie supus dezbaterii în următoarea ședință a Consiliului Local. Vă rog, împreună cu Departamentul Economic, domnul primar, să găsiți o soluție, așa cum s-a întâmplat și la turnul Severin, la persoanele cu salarii mici sau cu venituri mici, să faceți un discount de 10% pe anul 2014 la taxe și impozite, ca să fie un sprijin din partea administrației publice, nu să fim întotdeauna o instituție care împovărăm municipiul și municipalitatea. Vă rog să luați în discuție și astea sunt soluții pe care le așteaptă electoratul și oamenii care sunt în sală sau care sunt astăzi acasă. Să le dea un sprijin și o mână și o gură de oxigen într-un moment atât de greu și delicat prin care trecem cu toții. Și cred că la următoarea ședință se găsește o situație economică sau o soluție economică în așa fel încât se compensează în altă parte banii care vor fi luați și să asigurați 10% la toate persoanele cu venituri mici ca aceste persoane să-și poată plăti impozite și taxe. Degeaba le pui taxe și impozite mari pentru că oamenii nu sunt în stare să plătească și dacă nu sunt în stare să le plătească, rămân cu datorii, veniți pe executări și apar probleme din ce în ce mai mari. Sunt suficient de multe probleme ca să le mai creăm și noi. Dacă puteți să le dăm o mână de ajutor, vă rog cu toții să o faceți. Vorbeam de PSD, de PNL, de PD, nu. Sunteți aici o mână de oameni, e un oraș mic, vă rog să vă respectați că asta este important. Solicitarea președintelui PSD Mehedinț Adrian Duicu privind reducerea taxelor și impozitelor a fost apreciată și pusă în practică de către edilii și consilierii municipali de la Orșova. Eu am admirat intenția dânsului și de asta vreau să o pun în practică și la Orșova, pentru că noi am avut ședințe de consilieri și dânsul a venit cu ideea că la turnul Severin persoanele cu venit mic vor beneficia de o scutire de 10% și atunci am hotărât ca și eu la nivelul municipiului Orșova să punem în practică ideea domnului președinte Duicu, ca și noi să diminuăm cu 10% impozitul și taxa persoanelor cu venit minim. Noi ne o să mărim, cum v-am spus, în schimb o să venim cu o diminuare de 10% persoanelor cu venit mic și ne străduim ca să încasăm aceste taxe și impozite pentru bugetul Consiliului Local și nu o să punem, că degeaba punem, știți, masă la un om necăjit, sărac, ce să-i pui în spate când el nu are posibilitate. Pentru municipiul Orșova înseamnă foarte mult, foarte mult, având în vedere nu numai că în această perioadă în municipiul, cum să vă spun, veniturile sunt mai reduse ca în celelalte localități, însă vreau să subliniez în primul rând propunerea făcută de președintele Consiliului Județean, care a fost primită de Consiliul Local, aș vrea să spun eu, și analizată cu responsabilitate și chiar au fost reduse cu 10%, așa cum s-a prezentat pentru cetățenii cu venituri mici. De fapt, noi nici în 2014 nu vom crește, pentru 2015 nu vom adopta nicio hotărâre legătură cu creșterea impozitelor și taxelor locale. De asemenea, am stabilit chiar astăzi într-o analiză cu executivul, cu ceilalți împreună cu domnul primar, că în anul 2014 nu se va crește prețul la nicio activitate din cadrul serviciilor de utilitate publică. Mă refer, apă, canal, salubrizare, indiferent de situație, noi vom adopta și vom acționa în spirit
meritul celor prezentate de domnul președinte Adrian Duicu. Oșovenii nu se bucură doar de reducerea taxelor și impozitelor. La nivel local au fost demarate investiții importante menite să schimbe integral fața Orșovei.